Salutare oamenii și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să vă arăt tot ce mănânc într-o zi. Acum, în faza în care sunt, adică în perioada de definire, au trecut cam 2 luni de când sunt în această perioadă, am scăzut caloriile treptat. Am început cu 3100-3200 și acum am ajuns la 2400 de calorii. O să vă arăt astăzi absolut tot ce mănânc și o să fie niște mese speciale. Încerc să fac totul cât mai diversificat și să vă arăt rețete noi. O să fie și niște rețete dulci. Pentru că știm foarte bine, când suntem la dietă, avem poftă de dulce și nu ne putem stăpâni. Dar putem găsi variante ca să nu apelăm la chestii nesănătoase. Haideți să vă arăt prima masă. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. Yeah. And quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in it. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stacks. Deci pentru micul dejun facem niște clătite proteice. Am găsit această făină fără carbohidrați la Mega Image. Are 180 de calorii pe 100 de grame, 84 de grame de fibre și în rest are 0 grăsimi, 0 carbohidrați și 1 gram de proteină. Dacă nu găsiți această făină, puteți folosi de asemenea și făina de cocos, este la fel de bună. Are 15 grame de carbohidrați, 12 grame de grăsimi și 16 grame de proteină. Micul dejun mă axez mai mult pe proteină și grăsimi, evitând carbohidrații ca să nu mă obosească. Carbohidrații îi iau înainte și după antrenament. Peste aceste clătite adăugăm acum făina, 30 de grame de făină, 150 de ml de lapte. De asemenea, același îndulcitor, e cel mai bun îndulcitor pe care puteți folosi. Gata compoziția. Acum o să vă arăt și cum fac ovăzul. 80 de grame de ovăz, 600 de ml de apă și acest îndulcitor cu aromă de caramel de la MyProtein. Luăm, băgăm la microunde. Îl amestecăm, verificăm dacă este compoziția gata, dacă nu este prea apos. Se pare că este un pic de tot cam apos, deci mai trebuie lăsat încă o dată. Îl luăm. Așa. Îl băgăm la microunde și lăsăm. După ce l-am mai lăsat vreo 2 minute, îl iau și îl scot pe geam unde las să se răcească. Iar aici avem clătitele pe care le vom mânca chiar acum.
Deci, fraților, credeți-mă, dacă folosiți aceeași combinație, adică 80 de grame de ovăz, 400 de grame de apă, ți-am pus 2 iaurturi Zuzu Storz, să puneți 10 grame de proteină cu caramel sărat de la My Protein, urmate de flake drops și toppingul de banane și căpșuni, credeți-mă, o să fie cel mai bun ovăz pe care l-ați mâncat în viața voastră. Să mâncăm repede, că să dăm un antrenament de push. Așa că o să vă arăt fiecare exercițiu, nu o să trec prin ele să vă zic, nu o să trec prin antrenament, nu o să vorbesc în timpul antrenamentului, doar vă arăt exercițiile și trecem după la următoarea masă, deci stați pe aproape, fraților. Ok. Mamă, m-ai prins. Ce faci aici? Da, deci, după cum știți foarte bine că iau steroizi, acum m-am băgat și pe alt tip de steroizi. Câte două substanțe acum. Aici avem pre-workout-ul de steroizi și aici avem BCA-ul de steroizi, înțelegeți? Deci nu m-am trecut direct la antrenament, trebuia să vă arăt ce iau eu înainte de antrenament. Mă rog, BCA-ul iau în timpul antrenamentului, deci hai să trecem la antrenament. Girlfriend, you gotta learn to a treia parte din steroizi. Asta este cel mai puternic steroid, e cel de după antrenament, shake-ul de proteină. Avem aici 30 de grame de The Whey de la My Protein, aroma salted caramel. Este efectiv cea mai bună aromă. Și după cum ați putut observa, am amestecat acest shake cu un bețișor și s-a amestecat perfect, adică știm foarte bine că la unele proteine, efectiv, și când le bagi în shaker, nu se amestecă perfect. Haideți să vă arăt care este cea de-a treia masă a zilei, adică cea de post-workout, după antrenament, mai exact. 180 de grame de pui, 100 de grame de orez și 160 de grame de sparanghel. Aveți în partea dreaptă macronutrienții pentru această masă. Deci subiectul despre care voiam să vorbesc cu voi astăzi este faptul că mi-am atins limita, după cum ați citit și în thumbnail, dacă ați fost atenți. Da, prin asta vreau să mă refer la faptul că la un moment dat, când sunteți într-o dietă, puteți să ajungeți în starea aceea de platou, în care nu mai puteți să slăbiți. Eu cred că am ajuns în această stare, deoarece săptămâna aceasta am slăbit doar 100 de grame. Actual mănânc 2500 de calorii zilnic, efectiv, și în zilele de pauză. Iar ca să depășesc această stare de platou ar trebui să măresc volumul de cardio, eu nefăcând cardio aproape deloc, fac de 2-3 ori pe săptămână, maxim 10 minute pe scări,
sau pot efectiv să scad din calorii, adică să mănânc 2400 cam așa de calorii pe săptămână. Astfel, automat o să scadă numărul de calorii săptămânale cu 700, deoarece în fiecare zi o să scadă 100 de calorii. În momentul acesta v-am zis mănânc 2500 de calorii, dar prefer sincer să măresc volumul de cardio și o să implementez cardio, adică scări la o intensitate destul de mică, level 8. Trebuie să-mi păstrez pulsul până în 130. Și automat voi slăbi, deoarece consum mai multe calorii făcând scări și cred că o să scad puțin de tot și din caloriile care provin din sursele de mâncare. 50 de calorii, cred că o să mănânc 2450, să vedem cum o să meargă. Dar atunci când atingeți această stare de platou, vă recomand să măriți mai degrabă volumul de cardio și să nu scădeți neapărat din calorii, deoarece mulți, adică majoritatea oamenilor au un număr destul de mic de calorii și nu-l acoperă cu volum, adică cu legume în general, legumele fiind foarte slabe în calorii, dau practic o mână de ajutor în dieta pe care o avem, deoarece putem să mâncăm foarte multe legume și astfel stomacul o să fie full și nu o să mai apară acea senzație de foame. De asemenea, am observat că încep să apară efectele adverse ale dietei, deci dacă vreți să vedeți un clip despre efectele adverse ale dietei și ce efecte adverse mi-au apărut mie, nu uitați să-mi scrieți în comentarii chestia aceasta. Deci mai pe scurt, când atingeți această stare de platou, vă recomand să măriți volumul de cardio, în caz că nu faceți cardio, să adăugați cardio în rutina voastră zilnică și să slăbiți undeva la 0,5 sau 1% din greutatea actuală pe care o aveți, ca să nu dați jos din masă musculară și de asemenea să aveți procentajul de proteine destul de crescut ca să nu scădeți automat și din masa musculară din această cauză. Înainte să mergem în mall, ne-am luat și porția de micronutrienți și anume Neura. După părerea Neura este cel mai bun fruct pe care puteți să îl introduceți în dieta voastră, deoarece este full de antioxidanți, vitamine, mai ales vitamina C, are foarte puține calorii. Efectiv așa urmăresc ce mănânc, uitați, caut raspberry, pun 125 de grame, că atât are toată cutia aceasta, și o bag în aplicație. Aplicația îmi calculează toate caloriile pe care le mănânc zilnic și astfel nu pot să am vreo problemă în ceea ce privește deficitul caloric și kilogramele pe care le pierd. De asemenea, recomand minim între 300 și 500 de grame de fructe pe zi și între 500 și 750 de grame de legume. Credeți-mă, nu e greu să le implementați în dieta voastră și astfel veți fi sănătoși pe tot parcursul vieții voastre și veți trăi 200. Și după cum se poate vedea, poți să mănânci sănătos și în oraș, după cum v-am zis și în videoclip. Avem aici sursa de proteină, frigăruire. La aceasta o să mai adaug în aplicație și ulei, cam 5 grame. Avem și orezul, cam 150 de grame cantitate fiartă. Și de sub avem salată, varză, roșii, castraveți. Și să folosesc și puțin sos. Castraveți murați, dar nu o să mănânc foarte mult. Și uitați cum adaug totul în aplicație, foarte simplu. Doar trebuie să fiți sinceri și să adăugați și acel ulei, deoarece și frigăruile și orezul conțin ulei. Și ăsta a fost clipul pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și dacă chiar a avut un impact ok asupra voastră, nu uitați să lăsați un like, pentru că vreau să mă apuc să postez zilnic diferite vloguri. Aproape zilnic, hai că exagerez. Și nu uitați neapărat să intrați pe profilul meu de Instagram, din câte se poate vedea. Postez o grămadă de mese, idei de antrenamente și absolut tot ce mănânc eu în story. Pentru a vă oferi diferite idei să vă ajute pe parcursul dietei sau de a crește în greutate sau de a scădea în greutate. Ne vedem la următorul vlog, adică mâine. Pace!